s-a oprit băieță la o țigară. Descreierați. Haida! Și atunci ne întrebăm cum se întâmplă accidente cu căruță. Cam așa. Sinucigaș. Kamikaze. O să-i vedeți și la știri, de grabă. Incredibil prin ce beznă circulă căruța asta, total nesemnalizată. Suntem la marginea Orheiului, pe șoseaua care ocolește orașul Orhei, drumul național Chișinău-Bălți. Și căruța asta n-are niciun semn, nimic. Mai rău, chiar un căruțaș a coborât și nu știu ce are el de gând să facă. Oamenii ăștia s-ar putea să n-ajungă chiar azi acasă, că n-au nimic reflectorizant pe ei, nici geacă reflectorizantă. A, și-au prins o țigară, ei? Noroc de țigară. Cară popșoi. Ei vor scotească acum. Când? Cum o scotească? Nu-i vede nimeni. De la Mitoc. Căruța fantomă. Nu, s-a răzgândit, nu mai cotesc. Pericol public. Căruța fantomă. Nimic, nimic reflectorizant și încă a ieșit pe drum foarte circulat. Căruțele astea, conform normelor, trebuie să fie înregistrate. Ia ce faci, tiro cu și intră peste ea. În ultima clipă a evitat-o că se duce la benzinărie. Căruța sărăciei și a iresponsabilității.